Straja Cetății a pornit duminică după amiaza de la turnul Forcheș. Practic a fost vorba despre o reconstituire a miliției urbane din secolul al XV-lea, formată din mercenari plătiți de Bresle pentru a apăra cetatea și pentru a menține ordinea și liniștea publică. Ca parte a miliției urbane, o reconstrucție după miliții urbane din secolul XV, care erau compuși din mercenari plătiți de către brezlele orașului pentru a le apăra cetatea de răufăcători și de intervențiile de jaf ale diverselor bande de oșteni scăpați de sub control de un senior sau altuia. Azi am început prima ieșire cu miliția urbană în Burgul Mediaș. O să urmeze și altele. Avem un echipament de luptă mult mai redus, mai mult de patrulare, semn de a menține ordinea și liniștea în această parte a târgului.